Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou interviu pe care îl puteți vedea, dar și asculta în format podcast. Astăzi suntem în cabinetul Oanei, așa cum am promis, avem un interviu mult mai aplicat, cu informații multe, multe, multe și sper eu foarte utile. Avem și produsele Mixa, pentru că îi mulțumesc partenerului nostru, Mixa România, pentru acest interviu, pentru că ne susține și pentru că Oana este și ambasador Mixa România. Oana, ce faci? Bine ați venit, în primul bine rând. Te-am găsit, mulțumesc că ne-ai primit, e un spațiu atât de mare și de frumos. Și iată că am ieșit un pic din rutina mea de interviuri, dar cred că ne face foarte bine pentru că vorbim un pic diferit astăzi, mult mai aplicat pe informații super utile. Și am să încep cu perioada asta care ne-a dat un pic peste cap, pentru că a fost foarte cald februarie, cu temperaturi foarte ridicate pentru perioada asta și dintr-o dată am venit la un ger și noapte și zi aproape și cred că tenul acolo a fost o ruptură, cel puțin în cazul meu clar s-a simțit. Da, ținând cont că au fost temperaturi puțin mai ridicate pentru februarie, nici nu ne-am mai preocupat foarte tare de îngrijirea pielii, în special de grad înalt de hidratare, să spunem așa. Și atunci, în momentul în care schimbarea a fost bruscă în sens invers, temperatura de afară a coborât, nici nu a fost umiditate foarte mare și acesta este un factor care contează, uscăciunea și din încăperi, dar și din mediul exterior, pielea noastră a avut cu atât mai mult de suferit, da. S-a deshidratat foarte tare, s-a uscat și atunci avem senzația aceasta de tensiune, de usturime. Chiar am avut în ultimele două săptămâni destul de mulți pacienți care sufereau de dermatită atopică și cărora li s-au agravat manifestările. E senzația aceea de uscăciune și de strângere. De tensiune, exact. Ai senzația că te ține ceva și simți nevoia în permanență să aplici o cremă hidratantă sau un serum sau orice, apă termală. Da, și orice pui pare că nu rezolvă. Adică atât exact. De intens s-a simțit, cel puțin în cazul meu, apă termală, serum, cremă foarte hidratantă și tot simțeam senzația aceea de uscăciune, știi? Adică da, e foarte adevărat. E. Cumva n-am reușit să ne ajustăm atât de repede rutina. Da. Și acum o să vină o perioadă, sperăm noi că o să treacă acest frig și o să vină dintr-o dată, cum ne-am obișnuit deja, o să vină dintr-o dată temperaturi foarte ridicate, foarte cald. Cum trecem atât de repede de la senzația asta de frig pe care o simți foarte intens la, eu știu, 10-15 grade diferență? Adică tenul, ce trebuie să facem? Organismul nostru, într-adevăr, are de suferit și implicit tenul nostru. Trebuie să folosim produse adaptate în sensul în care să aibă și o capacitate mare de hidratare, să fie și cu un conținut moderat sau ridicat de lipide atât timp cât încă este temperatură scăzută, că încă va fi. Și apoi să trecem la produse mai light, deoarece odată cu creșterea temperaturii exterioare, pielea noastră produce mai mult sebum. Și atunci va fi nevoie să reducem conținutul de lipide din produsele cosmetice și produsele de îngrijire și să trecem pe produse mai fluide, cu o concentrație mai redusă de lipide și care să aibă un conținut mai ridicat, de exemplu, de vitamine, de apă, de acid hialuronic, produse care să-mi mențină pe tot parcursul zilei un confort până la urmă al țesutului cutanat. Este cumva indicat în cazul ăsta să luăm și ceva intern? Adică ne gândim și la o variantă să ajutăm și din interior? Evident. În primul rând nu vorbim numai despre sezonul de vară. Uh-huh. Vorbim despre fiecare sezon. Noi trebuie să ajustăm în funcție și de alimentația, de alimentele care există în sezonul respectiv. Pentru că știm că iarna consumăm mai puține fructe, mai puține legume proaspete și atunci avem nevoie de suplimente de vitamine. Uh-huh. Și aici mă refer la vitamina C, în mod special la complexul de B-uri. Vara, de exemplu, avem prin alimentație un aport mai mare de vitamine, dar avem nevoie de minerale, seleniu, magneziu, zinc. Știm că zincul, de exemplu, este foarte, foarte important pentru piele. Iarna suferim de deficit de vitamina D, pentru că vitamina D se sintetizează prin expunerea pielii noastre la soare și atunci va trebui să suplimentăm prin aport pe cale orală de forme diferite de vitamina D. Însă și cu acestea ar trebui să fim atenți, să nu consumăm în exces. De exemplu, putem ajunge în zona de hipervitaminoză. Și nu mai au niciun efect. Și putem avea chiar efecte adverse. Adverse. De exemplu, zincul consumat în surplus, iarăși nu este în regulă, dar iarna
am nevoie de suplimente cu zinc pentru că pielea mea, de exemplu, părul, unghiile, nu reușesc să rețină acest mineral și atunci trebuie să vin cu un aport. Uite, asta e foarte important. Eu mi-am structurat tura asta foarte bine cum să discutăm, tocmai ca să fie aplicat așa cum am promis și o să le o punem așa pe categorii și o să încep cu tenul cu imperfecțiuni, pentru că avem și produsele pentru această categorie și atunci să le luăm pe rând ca să înțeleagă toată lumea foarte bine, pentru că sunt foarte multe întrebări și aș vrea cumva să răspund la absolut tot ce se poate. Am văzut, da. Da. Care sunt pașii corecți pentru rutina persoanelor cu tenul acneic? Pașii sunt aceiași, însă trebuie să știm ce produse să folosim, să folosim corect produsele adecvate tipului de ten. Chiar dacă este un ten acneic, poate fi un ten foarte gras, foarte seboreic, un ten uleios care produce și peste noapte și peste zi, indiferent cât de bine l-ași curăța, spăla, produce sebum. Poate fi un ten normal mixt cu leziuni acneice sau poate fi un ten uscat, deshidratat cu leziuni nodulochistice retenționale acneice, adică acei noduli sau acele puncte albe, puncte negre pe care le simți sub piele. Tenul meu e uscat, mă ține exact manifestările despre care spuneam mai devreme și totuși are acnee. Și atunci eu trebuie să ajustez această rutină de la produsele de curățare, de spălare, de demachiere, până la hidratare, până la tratamentul pe care îl folosesc medicamentos sau produsul dermatocosmetic de întreținere. Și hai să le luăm pe rând. Da. Dacă am un ten seboreic, adică gras în zona T, în zona centrală a feței, frunte, nas, centru obrajilor și bărbie, sau un ten gras pe aproape toată suprafața feței, va trebui să folosesc atât o loțiune micelară seara pentru îndepărtarea machiajului, destinată tipului de ten acne, cât și un gel de spălare. Gel de spălare care de obicei poate să conțină zinc, poate să conțină acid salicilic, poate să conțină glicolic. În cazul nostru avem un produs care conține zinc, un efect de îndepărtare atât a lipidelor, cât și a celulelor moarte de la nivelul stratului cornos. Prin îndepărtarea acestui strat cornos cu dopurile keratozice, adică glanda sebacee, conține sebum, bacterii, inflamație, acne. Spăl, curăț foarte bine și atunci îndepărtez aceste dopuri keratozice și golesc glanda sebacee și atunci ameliorez acneea. Spăl stratul de lipide în exces. Dacă tenul e foarte sensibil și foarte deshidratat, trebuie să folosesc doar o loțiune micelară care poate fi de asemenea destinată tipului de ten acneic. Îndepărtez cu dischetă, după care pot să clătesc cu apă, de exemplu, cu apă călduță. Ca să fac eu o concluzie. Așadar, în momentul în care spăl, care este ordinea? E foarte important. Este foarte important, dacă, de exemplu, tenul este foarte seboric, să folosesc ambele tipuri de produse. Întâi îndepărtez machiajul cu loțiunea micelară și apoi pot să spăl cu gelul de spălare. Dacă tenul, de exemplu, produce sebum peste noapte în exces, dimineața pot să folosesc de asemenea o cantitate mai redusă de gel de spălare, tocmai pentru a curăța sebumul în exces de pe față. Ok. Asta vrem să lămuresc. Care sunt pașii pentru curățare? Pentru curățare. După care va trebui să aplic, evident, dacă am o formă foarte ușoară de acne sau sunt leziuni ocazionale, să aplic produse dermatocosmetice care sunt destinate tipului de ten acneic, adică care să nu aibă în proporție foarte mare lipide. Pot să aibă, de exemplu, agenți de tip salicilic, glicolic în concentrații mici, admise în produsele cosmetice. Zincul, cum spuneam, este extrem de important pentru că el are un rol antibacterian, antiinflamator, împiedică practic proliferarea bacteriilor în glanda, în sacul sebaceu și inflamație și leziuni care se pot duce până la noduli ochistice și se pot solda cu cicatrici în procesul de vindecare. Zincul acesta poate fi și el de mai multe forme și e foarte important ca pe lângă zinc, pentru că noi în cazul tenului acneic spălăm, da? Curățăm, asta este ideea pe care o vehiculăm și noi dermatologii și pacientul cu acne, să spălăm foarte bine, să îndepărtăm excesul de seb. În momentul în care vin cu produse care degresează foarte tare, există riscul să mă duc într-o zonă de ten deshidratat. Și atunci, pentru a păstra această balanță, există posibilitatea ca pe lângă oxidul de zinc existent în produs să mai existe un alt agent care se numește Natural Moisturizing Factor,
Adică un agent care să-mi păstreze capacitatea de hidratare a pielii și să nu împiedice pierderea din tegument a apei și a electrolitilor pentru a nu produce inflamație, pentru a nu sensibiliza ten. Ce facem cu acele pete care rămân în urma... În urma coșurilor. Da. Petele sunt de mai multe tipuri. Vorbim despre hiperpigmentația postinflamatorie și asta înseamnă o pată maronie care rezultă în câteva zile sau săptămâni după ce se vindecă leziunea acneică. Da. Sau mai există cicatricea roșie recentă, de obicei aceste leziuni se suprapun. Cicatricea roșie recentă, dacă leziunea a fost adâncă și s-a dus în zona care a rupt bariera între stratul superficial, între stratul de epiderm și derm, și atunci mă aleg cu o cicatrice care poate fi recentă roșie și în timp se albește. De obicei aceste cicatrici sunt de cele mai multe ori în cazul nodurilor, sunt și deprimate, sunt și ușor adânci. Și rămân și semne. Exact, și rămân pe termen lung, necesitând evident alte tipuri de terapii, de tip laser sau acolo e cu exact, totul, e cu totul și cu totul altceva. Dar tocmai pentru a preîntâmpina și a preveni apariția acestor cicatrici, noi ar trebui să nu lezăm aceste acești noduli, aceste pustule, să nu le traumatizăm. Și să folosim în permanență agenți keratolitici care să conțină salicilic, chiar în concentrații mici din produsele dermatocosmetice sau dacă leziunile sunt moderate sau severe, evident, tratament medicamentos. Pentru a preîntâmpina formarea nodulilor și perpetuarea acnei pe termen lung, pentru că este o bătălie de termen lung până la urmă. Da, adevărat. Atunci, care este așadar ingredientul cel mai important pentru un ten acneic? Poate fi zincul în îngrijirea, dacă vorbim strict despre produse de îngrijire zilnică, poate fi zincul în produsul de tip cremă sau loțiune, cremă hidratantă light, în sensul în care nu vreau o cremă cu o concentrație mare de lipide, de ceramide, pentru că îmi va crea ocluzie pe glanda sebacei și degeaba eu spăl și curăț foarte bine sebumul, că vin cu un produs foarte gras, îmi creează ocluzie și practic o iau de la capăt, favorizând dezvoltarea bacteriilor anaerobe în glanda sebacee și suprainfectarea leziunilor. Sau, de exemplu, pot utiliza, în cazul unui ten foarte gras, mai frecvent, chiar și zilnic, produse de tip mască pe care le las 5 minute pe suprafața pielii, de obicei le folosesc seara și care conțin de asemenea acid salicilic, pot să conțină zinc, produse non-agresive, non-abrazive, care să nu conțină particule care să-mi lezeze suplimentar suprafața pielii. Le pot folosi zilnic sau le pot folosi săptămânal sau ocazional dacă am un ten mai cu o producție mai mică de sebum. Asta este o mască pe care am folosit-o și eu. Și este foarte blândă, într-adevăr. Este și foarte nu blândă. Da, nu este atât de dură cu tenul. Am nevoie exact de un astfel de produs, de exemplu în cazul tău unde am un ten normal spre mixt și probabil produce mai mult sebum vara și mai puțin iarna. Dacă am, de exemplu, leziuni microchistice rezultate în urma machiajului, da, zilnic sau, mă rog, ocazional de televiziune pentru că acela este cu putere mare de acoperire. Și atunci este indicat să folosesc un astfel de produs blând o dată pe săptămână sau mai rar. Dacă mă confrunt cu acne nodulochistică moderată sau severă, deja vorbim despre o utilizare mult mai frecventă, tocmai pentru a împiedica această aglomerare de sebum oxidat și de bacterii care să-mi genereze un nodul profund, o leziune care se va solda cu cicatrici. Deci avem pentru un ten cu anti-imperfecțiuni, avem apa micelară, avem gelul de curățare, avem iată și o mască și o cremă light. Cremă foarte light pe care o pot folosi dimineața și seara individual sau o pot integra într-un plan terapeutic medicamentos local, în sensul în care întotdeauna pun întâi tratamentul pe care mi-l prescrie medicul dermatolog, tratamentul antiacneic, care poate conține derivat de vitamina A, glicolic, salicilic în concentrații mai mari sau antibiotice topice sau benzoil peroxid, după care vin cu crema hidratantă. Noi recomandăm în special seara ca după tratamentul antiacneic la 5-10 minute să se aplice o cremă hidratantă foarte light. Așadar, sunt patru produse foarte importante, practic cele mai importante pe care le putem folosi. Dacă introduc un serum în ecuația asta strict,
Nu, este perfect dacă introduc un serum, însă trebuie să am grijă ce fel de serum introduc. Scopul serumului este să-mi hidrateze foarte bine, să-mi refacă bariera hidrolipidică a țesutului cutanat, care de foarte multe ori este frântă în cazul leziunilor acneice. Mă poate ajuta în sensul în care, și ăsta de fapt cred eu că este cel mai important lucru, în sensul în care conținutul său aproape inexistent de lipide nu va fi comedogenic, nu va favoriza leziuni noi de acne. De asemenea, serumurile mai au o altă calitate, pot conține ingrediente active în concentrații mai mari pe care să le aplic ca prim strat pe țesutul cutanat în momentul în care, după procesul de spălare, de demachiere, și care să-mi refacă hidratarea pielii, să-mi aducă vitamine hrănitoare. De exemplu, există complexul de vitamine B3, B5. B3-ul este niacinamida, despre care vorbește toată lumea, o vitamină foarte modernă și care s-a constatat că are o capacitate mare de a ține apa, de a hidrata țesutul cutanat. Dexpantenolul, vitamina B5, o formă de vitamina B5 care îmi asigură și un soi de efect antiinflamator în țesutul cutanat. Și acidul hialuronic, evident, în concentrații diferite, sub forme diferite, molecule de dimensiune diferită, care poate să penetreze în stratul cornos sau poate pur și simplu să-mi creeze o barieră la suprafața pielii, care tocmai să împiedice această pierdere de electroliți și de apă din țesut. Bun. Așadar, putem introduce un serum, probabil și o cremă pentru conturul ochilor. Da? Sau serum pentru conturul ochilor. Pentru conturul ochilor. Și cam astea sunt de bază. Acestea sunt principale. Da. Care poate să creeze o rutină corectă. Exact. Am vorbit mai mult despre tenul acneic. Dacă am un ten foarte deshidratat, un ten uscat, un ten foto-îmbătrânit sau îmbătrânit trecut de 50 de ani, atunci când suferim modificări hormonale și pielea noastră nu mai are o capacitate mare de a produce elastină și colagen și atunci își pierde din elasticitate și din fermitate, pot să vin după serum cu o cremă mai grasă. Așadar, acest tratament este valabil pentru un ten 30+, până în 35. Până în 35, da. 40 plus. Deja trebuie să încep, dacă nu este un ten seboreic, să vin peste serumuri și cu creme adaptate, cu formulă light, cu formulă de tip gel. Perfect. Sau cu formulă bogată în ceramide, în lipide, cu vitamine în concentrații mai mari, care să-mi asigure protecția și elasticitatea până la urmă în piele. Perfect. Trecem la hidratare, care cred că este sfântă pentru toate tipurile de ten, în toate ecuațiile. Fără hidratare, evident că nu reușim să facem nimic. Din nou, care sunt pașii corecți pentru hidratare? În primul rând, trebuie să avem grijă atunci când vorbim despre hidratare. Ne referim în special la un ten matur, la un ten sensibil sau sensibilizat în urma unor obiceiuri cosmetice eronate sau în urma unor afecțiuni pe care le are tenul, de exemplu în dermatita atopică, în dermatita seboreică, chiar dacă seboreie înseamnă sebum, înseamnă doar pe anumite zone, dar înseamnă și inflamație cronică. Și atunci eu trebuie să vin cu produse care să îmi refacă acea porțiune superficială a țesutului cutanat de unde eu pierd apă și electroliți. Da. În testele care se efectuează pentru produsele cosmetice se traduce prin transepidermal water loss, adică pierderea care are loc printr-un ten de apă și electroliți, printr-un ten foarte lezat, foarte fragmentat. Și atunci calitatea ingredientelor din serum sau din gel, practic prima etapă de hidratare, trebuie să fie înaltă, trebuie să fie produse testate, pentru că vorbim despre ten sensibil, și atunci ar trebui să fie produse testate dermatologic, dacă sunt produse pentru ochi ar trebui testate și oftalmologic, cu ingrediente care la rândul lor sunt individual testate, adică produsele acestea pot să conțină, majoritatea conțin conservanți, pot să conțină chiar și parfumuri, dar ar trebui să fie din acea categorie de produse testate. Pentru piele sensibilă. Și ajustăm rutina în funcție de momentul zilei, de ce vreau să aplic peste, dacă mă expun la soare sau nu. Adică există mai multe formule, mai multe tipuri de produse pe care eu le folosesc în funcție de sezon, de momentul zilei și de tipul de ten. Și bănuiesc că există o hidratare pentru primăvară, există o hidratare pentru vară,
nu? Că e diferită puțin hidratarea. Da, de obicei sezonul rece folosim produse cu concentrații mai mari de lipide mari. Sau folosim mai multe etape de hidratare și de hrănire a tegumentului, iar vara folosim geluri sau serumuri. Exact cum avem chiar și de la Mixa, sunt aceste creme cu mai light, rich, da? Acest hialurogen. Exact, rich. Da, care pot să aibă și concentrații ale agenților activi mai mari sau mai mici. De exemplu, pot să folosesc un produs cu acid hialuronic și cu o glicerină de 7% pentru dimineața, cu o glicerină, de exemplu, de 10% pentru seara, da, o concentrație mai mare, știind că acești agenți îmi vor reface atât cantitatea de apă din țesutul cutanat, cât și protecția aceea, stratul care înseamnă și emoliere și elasticitate fermitate. Pot să folosesc un gel sau o formă foarte fluidă pentru un ten normal mic sau gras, iar pentru tenul uscat să folosesc o formă de cremă bogată în lipide, în ceramide. Și avem și produsul special de noapte. Exact. Care este poate foarte hidratant. Este foarte hidratant și poate fi folosit atât pentru un ten gras, cât și pentru un ten normal mixt sau uscat. Aici, pentru hidratare, intervenim la fel cu un serum? Dacă are nevoie de preferat. De o hidratare în primul și în primul rând înseamnă serum și abia apoi vin cu o concentrație mai mică sau mai mare de lipide. Înseamnă în primul rând serum care poate să conțină vitamine și poate să conțină acid hialuronic și este de preferat să conțină acid hialuronic pentru că este un agent non-iritant, e foarte important să fie non-iritant, non-sensibilizant, care să-mi țină foarte bine apa în țesut. Asta e cel mai important lucru. Să înțeleg că pentru hidratare cele mai bune ingrediente avem acidul hialuronic, glicerina și complex de vitamina complex B. De vitamin. B3, B5 sunt foarte importante. Niacinamida în prezent există în foarte multe tipuri de produse cosmetice și aici iarăși este o capcană. Sunt foarte multe produse care conțin o niacinamidă nu de foarte grozavă calitate și chiar se întâmplă în ultimii ani să vedem mai multe persoane și în special tinere care testează, sunt foarte curioase și testează foarte multe tipuri de produse care fac dermatita iritativă de contact la nivelul ploapelor, la nivel perioral, de la produse care conțin doar niacinamidă și acid hialuronic. Și de obicei la această niacinamidă există, da, reacții. Există această reacție ce am constatat noi. De aceea este foarte important ca produsul pe care îl cumpăr să fie un produs testat dermatologic, testat de toleranță, nu doar de eficacitate, pentru că astfel eu mă asigur că acele ingrediente care au fost puse în produs sunt stabile o anumită perioadă de timp, adică produsul nu se deteriorează repede după desfacere, nu suferă un proces de oxidare și asta e foarte important și nu creează acea dermatită iritativă de contact, adică acea inflamație cu umflarea ploapelor, de exemplu, cu uscăciune, cu leziuni inclusiv la nivelul globului ocular în sensul de conjunctivită, se înroșește ochiul, adică sunt foarte multe manifestări care pot să apară de la un banal produs cosmetic. Da. Folosit total nepotrivit. Și atunci prefer să aleg un produs care a fost testat. Dar este corect să folosim o cremă care, iată, are la bază această niacinamidă și un serum care are și el niacinamidă? Categoric, da. Deci folosesc, nu e greșit. Nu este greșit. Folosesc serumul pentru hidratare și crema dacă vreau să vin cu o barieră suplimentară de protecție, de lipide. Dacă tenul meu se duce deja spre o zonă de exfoliere, de senzație de tensiune, de înroșire, de deshidratare, dacă e un ten uscat, fotoîmbătrânit. Din nou, aceeași întrebare. Hidratarea, bănuiesc că, evident, este valabilă, exact cum am spus, la orice categorie de vârstă. Și ea merge până la final. Hidratarea este sfântă. Pe această hidratare aducem serum, aducem creme care au la bază toate ingredientele de care am spus și bănuiesc că și o mască o dată pe săptămână, da, putem dacă este folosi, necesară. Putem folosi măști hidratante o dată pe săptămână sau mai frecvent, dar trebuie să avem grijă să nu conțină agenți exfolianți în concentrații foarte mari. Dacă sunt, da, de tip salicilic, glicolic, în concentrații mari, trebuie folosite mai rar. Și atunci, de câte ori pe săptămână poți să faci o exfoliere?
În funcție de tipul de ten, dacă este un ten foarte gras, care suferă sau nu de acne, pot să fac această exfoliere o dată de două ori pe săptămână. Altfel, un ten normal mixt doar o dată pe săptămână sau la 2-3 săptămâni, iar în cazul tenului uscat, de obicei folosesc măști foarte blânde, lipsite de conținut de acid salicilic glicolic. Chiar și vitamina C uneori este foarte important să o evit dacă am un ten foarte sensibil. Și prefer să hidratez foarte bine. De obicei, tenul uscat nu... Celulele noastre de la nivelul suprafeței pielii se refac în 28 de zile și atunci cam ăsta este intervalul minim în care eu, să spunem, pe un ten uscat pot să fac o manevră de exfoliere ușoară. Trecem la serumuri. Spune-mi dacă este corect ca serumul și crema să facă bine împreună. Adică ele nu se exclud una pe cealaltă. Nu se exclud. Din contră, recomandăm să se folosească, însă se folosește în prima etapă serumul și abia apoi crema. Pentru tenul uscat, pentru tenul normal, de asemenea, putem să, dacă se încarcă, observăm că se încarcă peste zi, putem folosi doar seara crema peste serum, dimineața doar serumul. Dimineața doar serumul? Poate fi folosit ca bază de machiaj cu rezultate foarte bune, fără să se încarce tenul peste zi. Ok. Avem și de la Mixa un serum care, apropo, nici nu este lansat, urmează a fi lansat cât de curând. Este acesta, care și el are, exact cum spuneai, această vitamina B3, are Pro-B5 și acid hialuronic, bineînțeles. Da, și iarăși este foarte important că face parte din categoria de produse destinate tenului sensibil, astfel încât, și am văzut și în urma podcastului nostru că au întrebat cei care au vizualizat legat de parfumuri. Uh-huh. Aceste produse, dacă sunt testate dermatologic, înseamnă de toleranță, înseamnă că ele au fost parfumurile din produse au fost testate. Și atunci nu produc dermatită iritativă de contact, acea reacție alergică la contactul direct cu pielea sau acea reacție alergică de fotosensibilitate, că pot să folosesc un produs cu parfum și să mă plimb pe stradă și să fac reacție fototoxică. Exact. Deci ele sunt testate. Deci sunt anumite categorii de parfumuri care pot fi în aceste produse dermatocosmetice, însă sunt foarte blânde. Serumurile acestea de obicei au concentrații foarte reduse, de obicei au concentrații foarte reduse sau deloc de alcool și aici mă refer în special la etanol, care este un alcool iritant, poate fi în concentrații foarte mici în anumite produse dermatocosmetice sau poate să nu existe. Există alte tipuri de alcool care pot fi prezenți și care totuși nu-mi dau aceste reacții alergice. Adică și aici e o barieră foarte fină, cred că pentru un cumpărător. Da. Este foarte important să știe, vreau să aleg un produs de bună calitate, acela se va încadra în categoria de testat. Da? Deci sunt urmărite perioade mai scurte sau mai lungi de timp de către dermatologi toate aceste reacții cutanate pe pielea lotului de voluntari din studiul clinic. Și atunci noi ne asigurăm că acele ingrediente sunt safe. Cred că întrebarea vine și în urma comunicării foarte excesive cumva a produselor de pe piață care nu conțin parfum. Și atunci toată lumea cred că s-a luat așa după ideea că dacă conțin parfum nu sunt foarte bune și atunci nu sunt cu ingrediente naturale sau tot felul de... Da, este o idee foarte, foarte greșit transmisă și înțeleasă în sensul în care ingrediente naturale poate să însemne o multitudine de parfumuri. Ingrediente naturale, utilizarea acestora se va solda cu o pleiadă de reacții din acestea de contact, iritative, alergice, pentru că acele produse nu au stabilitate, acele ingrediente nu sunt stabile foarte multe săptămâni sau luni de la deschiderea cutiei, de la deschiderea flaconului sau de la data producerii cremelor respective. Și atunci este o capcană în care cădem. Ce e foarte important este să știm că dacă pe produsul respectiv scrie că a fost testat dermatologic, se încadrează în categoria de dermatocosmetice, am certitudinea că acel produs nu va produce o reacție alergică. Așadar, dacă pe un produs vedeți că acesta conține parfum,
dar avem și scris denumirea, că exact, da, este testat mențiunea dermatologic, atunci parfumul nu nu este iritant. Exact, nu afectează cu nimic tenul și produsul, înseamnă că este absolut, exact, absolut da, ok. Hai să vedem cum folosim serumul. Câte picături în funcție putem de pune? Pentru că am văzut așa și în reclame și în tot felul de clipuri pe YouTube, când pică, știi, sunt picăturile alea care vin multe. Nu atât de multe. Dacă este un ten, iarăși vorbim despre tipul de ten și despre momentul zilei în care aplicăm produsul, dacă îl aplicăm dimineața sau seara. De obicei sunt suficiente 4, 5, 6 maxim picături de serum, dacă produsul respectiv hidratează foarte bine. Dacă sunt serumuri care mai au și agenți din aceștia, de exemplu antiacnei sau pentru rozacee, deja intrăm într-o altă sferă și atunci cantitatea ar trebui să fie mai redusă. Dar când vorbim despre un produs de hidratare cu vitamine, cu acid hialuronic, 4-5 picături sunt suficiente. Dacă produsul a fost testat, îl putem folosi chiar și în jurul ochilor, okay, fără niciun fel de problemă, nu ne va crea nicio reacție la nivelul pleoapelor. Deci poate ține loc de serum cremă de pentru contur de ochi? Okay. Sigur că da. Perfect, perfect. Da. Bun. Așa, și da, întotdeauna, iartă-mă, las 2-3 minute până la momentul la care aplic și crema, adică las să penetreze serumul, acele 4-5 picături nu le aplic toate odată, aplic primul strat, mai stau un minuțel, mai aplic un strat pentru a hidrata foarte bine și apoi mai aștept dacă doresc să aplic și cremă peste. Iar dacă doresc să aplic machiaj, de asemenea, trebuie să bun, mai aștept. Bun. Și bănuiesc că într-un serum ingredientul minune este acidul hialuronic. Și vitaminele și sunt vitaminele foarte importante. Sunt foarte importante pentru că îmi păstrează acel echilibru la nivelul epidermului și fibrele mele de colagen și de elastină de mai profund, de la nivelul dermului, vor sta într-o bază apoasă, într-o bază de aminoacizi, astfel încât, că scopul acidului hialuronic, până la urmă, acesta este, astfel încât să le păstreze elasticitatea, să păstreze fermitatea pielii, să nu ajung în timp să am acea piele foarte creponată, da? Da. Foarte, foarte ridată. Da. Să înțeleg că, până la urmă, pentru îngrijirea unui ten, în funcție de ce ten avem și cu ce probleme, cred că ne putem reduce la 5-6 produse. La scheme foarte simple. Foarte simple, nimic complicat, nu 10-12, nu este necesar. Pentru că nu facem decât să îngreunăm și mai tare îngrijirea tenului și să dăm într-o altă problemă. Adică și îngrijirea excesivă. Greșim, exact, riscăm să greșim, riscăm să aplicăm ingrediente din produse diferite care nu sunt compatibile. Riscăm ca unul din acea multitudine de ingrediente să fie un potențial alergen pentru pielea noastră. Și atunci ar trebui ca rutina să fie extrem de simplă, mai ales dacă tenul are probleme sau dacă suntem foarte curioși și vrem să experimentăm. Eu de obicei le recomand pacientelor 2-3 luni cu o anumită schemă, cu o anumită rutină și apoi dacă vor să introducă, de exemplu, un alt agent activ, să renunțe la unul din cei pe care îi folosește deja, să-l introducă pe celălalt. De asemenea, când vin femeile în mod special, pentru că ele folosesc rutine cu multe produse, cu dermatite de contact, cu reacții alergice la produse, trebuie să îndepărtăm tot și să în momentul în care se repară pielea, femeia respectivă să reintroducă câte un singur produs, treptat, la distanță de câteva zile, câteva săptămâni, pentru a identifica acel agent care i-a produs reacția de contact. Deci nu e chiar atât de ușor și nici chiar atât de simplu. Și n-ar trebui să ne complicăm existența. Din momentul în care desfacem un produs, cât timp îl putem folosi? Care este termenul lui de valabilitate? Există o marcă pe produse care ne arată la câte luni după deschiderea produsului pot să-l utilizez. Dar trebuie să fiu foarte atent să nu las, de exemplu, cutia, da, să nu o las deschisă după utilizare. Da? Okay. Să uit pentru că s-a evaporat și produsul suferă oxidare și se pierde apa și produsul se deteriorează destul de repede. De aceea este foarte important să nu le țin lângă o sursă de căldură, căldură foarte mare, să nu le țin în lumină solară dacă flaconul este transparent. Okay. Da, și să am grijă să nu le uit deschise. Dar în cazul în care să spunem că un produs are termen de valabilitate 6 luni, am depășit 6 luni și totuși mai avem acolo un pic, e crema preferată, favorită și aș vrea să iau și ultima. E de preferat să evităm. Să nu. Okay. Da, e de preferat să evităm. Bun. Și să le ținem, exact cum am spus, într-un loc răcoros, fără lumină. Da, nu neapărat la frigider, în niciun caz, dar să nu le ținem lângă o sursă directă, foarte apropiată de căldură, până în 22-23 grade. Dar care sunt produsele care trebuie să stea la frigider? Că am auzit și chestia asta și e din nou și aici un trend și o comunicare destul de Da, sunt masivă. Acele
ne trebuie un frigider mic pentru produse. Sunt simpatice frigiderele acelea mici pentru produse, cumva să le ținem la o temperatură, dacă temperatura ambientală este mai mare de 22-23 de grade Celsius. Altfel sunt într-adevăr acele produse despre care discutam noi, cu ingrediente naturale, cu un conținut redus de conservanți, care oricum au un termen de valabilitate foarte scurt, de 4-6 luni sau și mai puțin de la deschidere, și care pot să sufere modificările proprietăților în momentul în care le-am deschis sau le-am ținut la o temperatură ridicată. Fiolele Fiolele de obicei trebuie folosite pentru că sunt cu vitamine în concentrații mari și se oxidează instantaneu. Adică o fiolă de obicei, dacă are vitamine, dacă are vitamina C, o folosesc imediat. Dacă am o fiolă cu acid hialuronic, o pot folosi dimineața și seara, nu este niciun fel de problemă. Dar o fiolă odată desfăcută o folosești pe toată și dacă a rămas... Nu o folosești neapărat pe toate. Da, dacă ai o fiolă cu vitamina C și o pui pe toată pe față și o concentrație mare, s-ar putea să te trezești în următoarele 12 ore cu o reacție inflamatorie severă. Deci nu pe toate. Bine, sunt fiole așa și sunt fiole așa. Da. Ce facem cu fiola care este atât de mare? De obicei, când sunt produse cu cantitate mare, într-o cantitate mare, sunt cu acid hialuronic, nu sunt cu vitamine care să suferă un stres oxidativ rapid. Și o pot păstra și dimineața și seara. O putem dimineața folosi. Și seara atât, exact. Nu peste 2-3 zile. Nu. Nu chiar. Nu. Bun. Nu. Nu. Sunt concepute astfel încât cantitatea respectivă s-o pot folosi în 12 ore. Bun. Mixul de produse. Există și un mix foarte mare. Adică folosesc crema și gelul de curățare de la un brand, folosesc serumul de la alt brand, crema de contur ochi al brand. E corectă și mixarea asta? În anumite limite și nu mixăm mai mult de 2-3 branduri. Dacă știm că avem un istoric de piele sensibilă, este de preferat, este recomandat să folosim produse destinate acelui tip de ten de la un singur brand. Nu experimentăm în fiecare săptămână alt produs, pentru că riscăm această sensibilizare de la ingrediente diferite și de la parfumuri diferite, chiar dacă ele individual sunt bune, dar în combinație nu vor mai fi. Dacă doresc să folosesc, de exemplu, o fiolă cu un anumit agent activ care nu există la un anumit brand, pot încerca. Dacă sunt concentrații mari de acizi, de obicei le testez în plica cotului, pe o piele foarte subțire, văd ce se întâmplă în prima zi și apoi aplic și pe față, dacă am de asemenea un istoric de piele sensibilă. Altfel, nu recomand să se mixeze mai mult de 2-3 branduri. Atunci e de preferat să folosești, exact cum ai spus, o schemă, pe o perioadă de 3 luni. De la un singur producător. Și apoi, dacă am nevoie și eu știu pot în funcție să introduc, exact. Da, de ce am nevoie, să introduc sau să schimb produsele. Da, sunt situații în care nu mi se acomodează pielea cu un anumit brand, cu anumite tipuri de conservanți sau chiar pot fi chiar produse dermatocosmetice, se poate întâmpla. Și atunci trebuie să elimin și să văd, să încep să testez treptat și să văd care este produsul care nu produce o reacție din această iritativă. Înainte să ajung la întrebările care ne-au fost lăsate în comentarii, avem totuși și îngrijirea corpului. Pentru că iarăși trecem de la frig, când și pe corp simțim acea piele uscată. Și în special la nivelul zonelor expuse, mâini glezne, exact, gât, urechi. Da. Cum îngrijim și corpul, pentru că și el are nevoie de o îngrijire destul de bună în perioada asta și vine soarele. Chiar da, și mai ales că folosim și îmbrăcăminte care de cele mai multe ori nu este de bumbac, poate fi lână sau poate fi o stofă iritantă pentru pielea noastră. În special acele persoane care au istoric de dermatită atopică sau pacienții cu psoriazis, de exemplu persoanele care au psoriazis și atunci au probleme cu inflamația de la nivel cutanat, dar chiar și pentru pielea fiecăruia dintre noi, pentru că ne spălăm nu la fel de frecvent ca vara, dar de obicei cu aceleași produse care sunt destul de degresante, gelurile de spălare. Și ne spălăm în fiecare zi și atunci bariera noastră cutanată se compromite. Ne spălăm mâinile, ne dezinfectăm mâinile și atunci bariera noastră de la nivelul mâinilor, pielea noastră se deteriorează de 10 ori mai mult decât în timpul verii. Și atunci eu trebuie să folosesc în permanență produse care să aibă glicerină, care pot să aibă, iată, și pentru corp acid hialuronic în concentrații. Exact, am văzut dacă au apărut produse cu acid hialuronic și în cremele de corp. Care nu au coloranți, care nu au parfumuri iritante. Da? Deci putem folosi produse
care au lipide de bună calitate, pentru că și asta contează, care să-mi repare acele fisuri, acea piele foarte uscată, să-mi amelioreze senzația de tensiune, mâncărimea de la nivelul feței dorsale, a mâinilor, exact. Pielea uscată de pe glesne, de pe gambe. Foarte frecvent uscăciunea de iarnă se manifestă cu xeroza aceasta, noi o denumim xeroză, se manifestă cu crăpături, cu fisuri, cu exfoliere la nivelul pielii de pe gambe. Bun. Cred că și în cazul copiilor avem aceeași întrebare. Cred că și ei chiar mai au delicată de... situația cu copiii și cu copiii foarte mici care dezvoltă de după vârsta de 2-3 luni dermatită atopică. Da. Și în special copiii care se nasc iarna, pentru că iau în plin entuziasmul mămicii de a-i spăla și temperaturile scăzute și uscăciunea din încăperi. Și atunci bariera lor cutanată e destul de delicată și se compromite repede. Și atunci trebuie să vin cu produse destinate bebelușului și copilului cu piele uscată. Bun. Știu că și Mix are produse dedicate bebelușilor. Avem și gelurile de spălare și cremele de corp, deci tot completă. Plaja este de produse este destul de largă, adaptată și pe vârste și pe tipuri de piele. Și cred că cel mai important exemplu pentru copil, dar și pentru adult, dar în special pentru copil, este să fie spălat și hidratat cu produse destinate copilului, destinate vârstei lui. Să știi că nu mă feresc să spun, câteodată și eu folosesc laptele de corp de la bebeluși. Cel mai bine. Pentru că este atât de fin și de light. Și avem garanția că sunt testate și că nu ne vor produce alergii. Exact, exact. Da, ai o garanție că este mă rog, mult mai ușor, mai bine pentru piele. Este tolerat, exact. Iar lipidele sunt de bună calitate și nu încarcă foarte tare tegumentul. Dar nu e atât de gras, știi? Exact. Rămâne și după ai senzația că parcă e prea mult și parcă nu mai e confortul ăla de a intrat în piele, e acolo și își face treaba. Mai rămâne un pic gras și senzația aia mi se pare un pic neplăcută. Trec la întrebările pe care le-am selectat din urma primului nostru interviu. Pentru cupeloză este indicat să folosim retinol? Nu prea. Poate fi indicat dacă am o rozacee. Cuperoza, trebuie să spunem că este o formă incipientă a rozaceei, este primul grad, acea formă doar cu componentă vasculară, cu roșață la nivelul feței. Dacă am leziuni nodulochistice asemănătoare cu acele coșuri din acne în cadrul rozaceei, pot folosi un derivat de vitamina A. Retinolul din cosmetice e o formă blândă de derivat de vitamina A, practic non-terapeutică. Îl pot folosi, dar cu precauție la primele aplicări și de obicei îl folosesc cu zile pauză, adică îl folosesc doar seara și de obicei de 2-3 ori pe săptămână, pentru că poate fi iritant pentru tenul cu rozacee, cu cuperoză. Și apoi urma de SPF dimineața? Retinolul îl folosesc seara, iar SPF-ul îl folosesc dimineața. SPF însemnând filtru și de UVB, dar și UVA, adică ar trebui să am pe produs menționat și acest filtru UVA. Îl pot folosi dimineața, este o condiție obligatorie pentru tenul cu rozacee să folosesc un produs destinat pielii cu rozacee. Ok, dar și aici rămân un minut la retinol, pentru că retinolul are o anumită metodă de utilizare. Sunt mai multe forme de retinol și mai multe metode de utilizare. Exact, asta am vrut să zic și pentru că nu este pentru folosirea zi de zi. Trebuie să începi treptat. Pe timp de vară nu este indicat să folosim retinol. Putem folosi retinol, mă refer la formele inactive sau hai să le spunem puțin active din produsele cosmetice. Okay. Dacă vorbim despre acidul retinoic care se găsește în tratamentele medicamentoase topice pentru acnee, de exemplu, sau în rozacee pentru formele cu noduli, într-adevăr, trebuie să încep treptat, o dată pe săptămână aplicarea sau de două ori pe săptămână și apoi să aduc aplicările mai frecvente, dacă vorbim despre topice medicamentoase. Dacă mă refer la retinol, pot fi concentrații mici, inactive sau foarte puțin active, pe care le pot folosi dacă am un ten normal, fără niciun istoric de alergie, pot să încep să-l aplic la două seri. Și apoi să-l aduc chiar în fiecare seară în sezonul rece, iar vara, într-adevăr, este de evitat dacă mă expun la soare. Dacă nu mă expun la soare și am perioade în care stau mai mult la birou sau îl pot aplica seara, pentru că este un agent foarte bun anti-aging.
Dar evident că nu se suprapune cu expunerea la adică soare. Adică dacă pleci de ce? În concediu și știi că vei sta acasă. La soare, las nu-l produsul folosi? Acasă și nu-l mai aplic de câteva zile înainte de a mă expune direct la soare. Și mai știu că nu este indicat în jurul ochilor. Sunt și forme de retinol și concentrații foarte fluide în produsele destinate zonei perioculare, dar evident nu-l aplic foarte aproape de marginea ciliară, de marginea genelor. Dar pentru zona infraorbitală, pentru rifturile acestea din jurul ochilor, există produse care au concentrație mică de retinol. Am folosit eu foarte aproape de ochi și știu că nu mai trebuie. Da, nu este. Da. Am pățit-o. Bun, Irina ne întreabă, cum putem îngriji un ten mixt în timpul sarcinii? Da, este foarte important să nu folosim retinol. Este foarte important în sarcină pentru că sunt modificări hormonale, pentru că există acest risc de a dezvolta pete pigmentare, melasmă, da, de a face pete maronii. Pielea în sarcină este mult mai sensibilă la soare și mult mai sensibilă la produsele cosmetice. Este foarte important să folosesc produse destinate chiar bebelușului, exact. Da, sau pielii mature, dar produse hipoalergenice, testate dermatologic, fără vitamina C. Pot folosi, de exemplu, niacinamidă sau dexpantenol pentru că au rol antiinflamator, hidratant, dar nu folosesc vitamina C chiar dacă are scop antioxidant pentru că poate fi iritantă în sarcină, în niciun caz retinol. Da, sunt foarte atentă la, dacă am un ten, în special în primul trimestru de sarcină, mămicile se pot confrunta cu o explozie de leziuni acneice. Și atunci pot folosi, de exemplu, doar acidul azelaic în concentrații foarte mici din produsul cosmetic sau medicamentos pentru a ameliora acea acne, nu alți agenți. Așadar, produse cât mai ușoare, cât mai light, da? Nu... Și de obicei testate. Și de obicei testate. Chiar și pentru corp folosesc produse destinate bebelușului. Bun. Dana, dacă avem rozacee, ce SPF ar fi recomandat? În sezonul cald SPF 50 plus UVA, cu indice înalt de protecție de ultraviolete A și destinate tenului cu rozacee. Există produse destinate tenului cu rozacee, adică acele produse care nu conțin agenți iritanți. Și care este serul cu antioxidant recomandat pentru tenul sensibil, cel cu vitamina C sau E? Pot fi folosite amândouă, se poate testa chiar și serumul cu vitamina C pe zona de periferie a feței, de contura feței, 2-3 seri la rând, pentru a vedea dacă îl tolerez. Altfel, nu trebuie neapărat să conțină vitamina C sau E. Poate să fie un serum, de exemplu, cu dexpantenol sau cu niacinamidă, da? Cu acid hialuronic și doar atât, pentru că sunt mai puțin iritante. Bun. Roxana, m-am uitat peste oferta celor de la Mixa, dar am observat că toate cremele, gelurile conțin totuși parfum. Da. Da, tocmai ce am vorbit, mai există și alte produse care nu sunt pe site-ul lor. Bun. Care încă nu pot fi cumpărate din România. Să înțeleg că mai sunt produse și nu sunt toate? Urmează să mai apară și gelul, da? Și sunt într-adevăr și produse care nu conțin parfum, dar majoritatea, cum spuneam, sunt produse care au conservanți sau parfumuri testate dermatologic, testate oftalmologic și atunci nu am niciun fel de problemă cu ingredientul respectiv. Da, și tocmai ce am explicat mai devreme cu diferența parfumul din produse și cred că acolo am acoperit foarte bine răspunsul. M-aș bucura ca la următorul interviu să aflăm pentru fiecare tip de ten ce produse să folosim de la primul pas până la ultimul, în special, de ce nu, și fondul de ten. Da, despre rutina adecvat, am vorbit. Da, despre adecvat fondul, tenului. Despre fondul de ten este o mare problemă. În primul și în primul rând ar trebui să evităm utilizarea zilnică a produselor de tip primer, acele produse care se folosesc ca bază de machiaj și care au silicon. E inutil acel produs cumva? Mi se pare mie sau e un pic inutil? Este acel inutil. Produs. Îl folosim pentru filmulețele de pe Instagram și pentru machiajul de televiziune și acolo în ultimii ani s-a cam renunțat. Sunt produse de tip primer care nu conțin silicon, dar destul de puține și de obicei nu prea stăm să citim toată lista de ingrediente. Acel silicon este ocluziv. Scopul lui este să-mi blocheze eliminarea sebumului pe parcursul câtorva ore, astfel încât machiajul meu să arate perfect. Și atunci, tocmai de aceea, nu e recomandat utilizarea lui frecventă. Pot să folosesc foarte bine un serum pe post de bază de machiaj, dar nu trebuie să folosesc neapărat o cremă dacă tenul meu produce sebum. Și atunci obțin același rezultat cu un damage mult mai mic pentru țesutul cutanat. Altfel, fondurile de ten trebuie să fie, dacă am un ten care produce sebum, indiferent că este normal mixt,
gras sau foarte gras, produsul trebuie să fie fondul de ten în baza apoasă. Dacă am o acnee din aceasta nodul ochistică cu leziuni multe inflamatorii, cu cicatrici, nu folosesc un produs, chiar dacă e în baza apoasă, un produs cu putere mare de acoperire, pentru că voi ocluza glandele sebacee și voi agrava procesul acesta de inflamație cronică, da, și de cicatrizare până la urmă. Pentru un ten foarte îmbătrânit, foarte uscat, evident că voi folosi un produs mai cremos, un fond de ten care să aibă un conținut mai mare de lipide și de vitamina E, de exemplu, că tot vorbeai de ea. Exact. Bine, cred că întrebarea vine de la o adolescentă, așa, la cum am simțit-o eu. Tendința lor este să folosească produse cu putere mare de acoperire și matifiante. Pentru a-și estompa aceste mici imperfecțiuni care sunt temporare. Uh-huh. Ceea ce trebuie să înțeleagă, și încerc și eu să le explic pacientelor tineri în cabinet, este că e o mascare, hai să spunem așa, de termen scurt și că nu fac altceva decât să-mi accelereze evoluția acneei și apariția cicatricilor. Și ceea ce ar trebui să fac, ar trebui să mă machiez cât mai puțin și cu produse foarte light și de fapt să folosesc un tratament antiacnei și o rutină de îngrijire cu produse destinate tenului acnei, tocmai pentru a îmbunătăți situația. Da. Ce părere aveți despre tratamentele faciale de tip extracții, curățare pentru un ten tânăr mixt cu tendință acneică? Da, se pot efectua. Dacă se efectuează sau în cabinetul de cosmetică de către o cosmeticiană instruită sau în cabinetul dermatologic, însă nu trebuie acționat pe leziunile roșii inflamatorii dureroase, pentru că acele leziuni traumatizate, pe lângă faptul că nu se vor goli, da, că scopul meu care este să golesc conținutul de sebum oxidat și nu să lezez un nodul sau o pustulă inflamatorie roșie dureroasă, pentru că aceea va crea o inflamație adiacentă leziunii cu evoluția spre o cicatrice, spre suprainfecție și spre alte leziuni satelite. Și mă trezesc că astăzi am un coș, l-am traumatizat și peste o săptămână este explozie. Uh-huh. Sunt foarte multe situațiile în care vin mămicile cu adolescente sau cu adolescenți care au suferit un episod de agravare post-tratament cosmetic, tocmai pentru că nu li s-au făcut curățările, extracțiile acelea doar pe leziunile non-inflamatorii. Acele puncte negre. Okay. Dacă se lucrează pe leziunile roșii, deja nu mai e bine. Deci poate fi benefic tratamentul, dar făcut selectiv. Selectiv, bun. Am și o întrebare de la cineva în engleză este, dar cred că toată mea o să înțeleagă. Will it be possible to go into more details about washing and looking after baby's skin? Which products are the best? And when to start to use SPF for babies? Deci, ce produse să folosească și când poate începe să pună protecție pe pielea bebelușului. Ideal ar fi ca până la vârsta de 6 luni copilul să nu fie expus la soare. Adică doar mersul în aer liber să fie cu umbreluță, cu hăinuțe, cu pălăriuță. După vârsta de 6 luni și până la un an, de asemenea, nu toată suprafața corporală a copilului, adică nu-l duc la mare pe plajă, mai exact. Da? Am mai văzut. Îl expun câte puțin, tocmai pentru că nu-mi doresc ca țesutului cutanat să sufere arsură solară și practic arsură solară se soldează cu modificarea ADN-ului celular cutanat și cu riscul ca acel copil în ani să dezvolte tumoră de piele și mă refer în mod special la melanom. Regula este foarte clară, până la 18 ani, copiii și adolescenții nu ar trebui lăsați să se expună la soare până la arsură solară, până la acea înroșire. Înroșirea aceea, da. De la momentul acela deja înseamnă modificarea ADN-ului celular și am crește riscul ca adult să dezvolte un cancer de piele. Produsul cu factor de protecție de obicei îl folosesc după vârsta de un an și acolo am niște rezerve și sunt foarte multe studii clinice care spun asta, în sensul în care le aplic aceste produse destinate copilului pe zonele pe care le expun la soare, dar nu le expun în totalitate începând cu ora 10 și terminând cu ora 17. Adică nu ajung la concluzia, îi aplic produs de fotoprotecție destinat copilului, îl reaplic la 2 ore și stă toată ziua pe plajă. Da. Nu există. Nu este recomandat. Și acea roșeață provocată în urma unei zile întregi sau în urma 10 minute de stat la soare. Nu este că s-a bronzat prea tare, ci s-a ars prea tare. S-a ars prea tare, este acea inflamație imediată produsă de ultravioletele B, care într-o săptămână, două, se va traduce prin culoare maro, prin hiperpigmentație. Este o combinație între arsură imediată de ultraviolete B și hiperpigmentație de ultraviolete A.
ambele știindu-se că au un efect negativ asupra ADN-ului celular. Trebuie să expun copilul, nu ne ducem nici în extrema cealaltă, în care nu expun deloc copilul la soare, el are nevoie să sintetizeze vitamina D și atunci are nevoie de soare, nu doar îi suplimentez. Dar nu în forma... Da, nu doar îi suplimentez, îl și expun la soare, dar câte puțin și de obicei după vârsta de un an, suprafețe mici, mânuțe, picioare, da, cu factor de protecție. Bun. Am un ten mixt, 37 de ani, care ar fi rutina potrivită? Ce și câte produse pot să folosesc? 3-5 produse pe care să le adun produse dimineață plus produse seara. Un ten mixt se poate spăla cu un gel de spălare seara, cu o loțiune micelară dimineața. Da? Hidratare pentru seara, care poate fi de două tipuri, în sensul în care folosesc o cremă pentru conturul feței și zona centrală se poate hidrata cu un gel sau cu un serum. Iar dimineața de obicei folosesc doar un serum sau un gel în sezonul cald, iar în sezonul rece o cremă hidratantă. Bun. Și de ce mai apar coșuri la vârsta adultă? Foarte frecvent apar coșuri la vârsta adultă, chiar și la femei, se și numește acnea adultului sau acnea indusă cosmetic. Femei care nu au un istoric sau bărbați care nu au un istoric de acne în adolescență. Pe modificări hormonale, în sindromul ovarelor polichistice, dacă vorbim la femeie despre acnea indusă cosmetic, utilizarea acelui primer, de exemplu, sau multilayering-ul acesta într-o rutină foarte complexă. Da? Tratamente cosmetice prea frecvente care presupun deshidratare, apoi se usucă pielea, am nevoie de hidratare și vin cu multe creme, suplinesc prin multe creme, o pudră sau un fond de ten neadecvate. Iată o întrebare care îmi place. Există tratamente cosmetice care să reducă ridurile? Nu botox sau acid hialuronic? Nu injectabil. Nu injectabil. Există hidratarea de zi cu zi și tratamentele cosmetice săptămânale sau lunare care pot să ne... unde ni se pot aplica măști bogate în vitamine, bogate în acid hialuronic, în minerale, care să-mi crească capacitatea de hidratare a pielii și să-mi îmbunătățească acea barieră cutanată. Între noi fie vorba, se numește îmbălsămare. Continuă. Bun. Am o întrebare și de la un băiat. Aș vrea să știu care este îngrijirea corectă a tenului la vârsta de 50-60 de ani. Creme cu o concentrație mare de acid hialuronic îmi vor crește calitatea pielii în jumătatea ei superficială. Nu este o rutină care îmi poate crește calitatea pielii, însă trebuie să o efectuez zilnic. Altfel am nevoie de mai mult. Gelurile de spălare la vârsta aceasta ar trebui, dacă nu este un ten evident seboreic, ar trebui evitate. Folosesc doar loțiuni micelare sau doar clătirea cu apă seara. Da, seara și dimineața. Că tot suntem la capitolul bărbați. Am și eu aici doi bărbați în spatele camerelor care e curios de știu dacă ei folosesc cremă. Nu. Da. Unul da, unul nu. De obicei folosesc după ce încep să le apară ridurile. Problemele. Ai auzit, Andrei? Abia aștept, așa. Bun. Putem scoate alunițele chirurgical fără semne? Chirurgical fără semne cumva nu prea are sens. Nu. Alunițele sunt de mai multe tipuri. Cele care au pigment și cărora noi le facem dermatoscopie și considerăm că există un potențial risc sau nu, dar are leziunea pigment, de obicei se scoate chirurgical. Adică regula cam asta este. Bucățica aceea de piele o trimit la anatomopatolog să-mi spună dacă a fost scoasă în integralitate, dacă leziunea ar fi prezentat vreun risc, ca să știu ce plan terapeutic urmează să am. Dacă sunt leziuni din acestea de tip nev dermic, papilomatos, fără pigment, acea leziune ușor înaltă de culoarea pielii, există și compromisul de a-i face un shave biopsy, adică o prelevăm de acolo cu o cicatrice minimă, astfel încât să ne asigurăm totuși că leziunea nu a prezentat niciun risc și acea cicatrice minimă cu un rezultat cosmetic foarte bun pentru pacient. Dar dacă leziunea are pigment, regula este să o scot chirurgical, tocmai pentru că există riscul să recidiveze. Să recidiveze, da, asta am auzit. Este în regulă să folosesc SPF dacă fac puncte albe sub piele?
Este în regulă, dar trebuie folosit un produs cu factor de protecție fluid. Da? Nu după un produs două, foarte cremos și foarte ocluziv. După 2-3 zile de la utilizarea unui produs SPF, încep să-mi apară aceste puncte albe sub piele. Sigur că da, probabil este un ten seboreic și produsul pe care îl folosește este sau doar cu filtre minerale și cu un conținut mai mare de lipide sau nu, poate acest tip de produs ar putea să fie comedogenic, să producă ocluzie și să genereze puncte negre și puncte albe. Albe. Cum o pot ajuta pe fiica mea, 13 ani și jumătate, să scape de vergeturi? Da, aici avem o problemă cu aceste vergeturi apărute la vârstă foarte tânără. S-a constatat că ele de fapt apar nu neapărat în procesul de creștere sau de îngrășare, ci pe fibra de elastină se rupe prin hiperproducția de cortizol, care e hormon de stres. Okay. Și ăsta este un mecanism prin care apar la adolescent. Trebuie folosite creme care, corp, care să hidrateze foarte bine tegumentul. Sunt creme destinate chiar adolescenților cu vergeturi. Uh-huh. În general, acționăm asupra lor minim invaziv. Dacă vergetura este roșie, sunt lasere care pot stimula producția de colagen și elastină strict în vergetura roșie recentă. Sau deja dacă sunt albe mature, acționăm mult mai târziu cu tratamente laser mult mai agresive, dar după ce pacientul, copilul, devine adult. Așadar, e nevoie și în cazul ăsta de o hidratare foarte bună. Sigur, da. pentru a încerca să și prevenim apariția următoarei generații de strie, de vergeturi. Da, bun. Aș dori să știu dacă la vârsta mea, 59 de ani, având un ten uscat, dar fără riduri, exceptând cele de expresie și urmând o rutină foarte bine de îngrijire dimineața și seara, este ok să folosesc pe lângă acestea și acele dispozitive care curăță, le știm, da? Acele dispozitive pentru curățare, pentru demachiere și cu ce frecvență? Zilnic sau odată? Ocazional. Manevrele acestea microtraumatice, le spunem noi, de curățare, se pot folosi pentru un ten foarte gras, foarte acneic, cu un strat cornos foarte gros. Pentru un ten normal sau pentru un ten sensibil, cu atât mai mult, evităm să folosim aceste produse, poate doar ocazional, odată la o lună sau și mai rar. Odată la o lună? Da, iar dacă vorbim despre un ten cu rozacee sau cu predispoziție la o persoană cu istoric familial de rozacee, cu față roșie sau față care se înroșește episodic la variații de temperatură sau anumite produse prin contact cu anumite produse cosmetice, este de preferat să nu le folosim, pentru că această manevră microtraumatică înseamnă vazodilatație repetitivă, compromiterea peretelui vascular, agravarea inflamației. Și nu vrem. Și nu vrem. Am auzit într-adevăr și eu că totuși acestea folosite zilnic, Nu sunt recomandate, odată prin mecanismul asupra acțiunilor asupra vaselor, da, de la nivelul țesului cutanat, dar și prin faptul că spală, fragmentează excesiv stratul cornos protector, toate acele lipide care sunt ca niște liganzi între celule, da, la nivelul suprafeței pielii, eu spăl foarte tare și nu fac altceva decât să sensibilizeze nu prin faptul că nu mai are barieră de protecție. Și cred că atunci poți ajunge la un ten acneic, pentru că provoci exact, fix... Exact, da, sunt pacienți și în special adolescenți care vin și spun că de când folosesc aceste produse de curățare, în ideea în care se curăță excesiv ca să scape de leziunile acneice, acnea se agravează. Se agravează. Așadar, să facem o concluzie la toată discuția de astăzi, care eu cred că a fost plină de informație. Acum, dacă ne-a scăpat ceva sau dacă mai sunt curiozități și vreți să mai aflați ceva, răspundem, bineînțeles, în comentarii. Însă, concluzia este că o rutină corectă de îngrijire a tenului, de orice fel, se poate limita la 5-6 produse maxim. Trebuie să aibă 3 pași. Da. Și să folosiți aceleași produse pentru o perioadă de un minim de 3 luni. Și abia după aceea adăugăm sau schimbăm ceva în îngrijirea tenului. Pentru că știu că este curiozitate mare pe piață, sunt produse foarte multe, însă trebuie să înțelegem că cele mai bune produse sunt cele dermatocosmetice, cele testate dermatologic și mai bine folosim mai puțin și corect, să folosim pașii corecți decât să folosim foarte mult în leere, exact cum am spus, multe, pentru că nu facem decât să ne sensibilizăm și mai tare pielea.
Da, sensibilizăm și nici nu se absorb toate aceste ingrediente nici active. Nu e timp să le Plus că multe sunt incompatibile, simtă. Că altfel ar fi toate puse în același produs și ne-ar simplifica foarte tare existența. Eu cred că este greu în perioada asta. Repet, sunt multe produse pe piață, tentația este mare. Apar tot felul de creme și de combinații cu ingrediente mai minunate. Dar este corect să folosim, exact cum am spus, mai puține produse, mult mai în siguranță. Dacă mai e ceva ce mi-a scăpat sau vrei tu, Oana, să mai adaugi pentru... Mă gândesc la cei care sunt acum în trecerea asta, în faza asta de trecere de la temperatură foarte scăzută la o temperatură ridicată, sper eu, să începem să simțim primăvara. Ce ar trebui să facem repede ca să nu simțim, iată, ruptura asta, știi, dintre sezoane, să nu ne afecteze? Nu ar trebui să facem foarte repede, ar trebui să trecem treptat într-o săptămână, două, uh-huh, de la produse mai consistente, mai grase, la produse mai fluide și ar trebui să nu uităm de factorul de protecție adecvat. Adecvat. Ca să nu avem consecințele, uh-huh, de tip leziuni acneice, comedogenice din aceste produse. Nici în extrema în care să folosesc cantități foarte mari și repetitiv la două ore peste machiaj produsul de fotoprotecție. Ce cred eu că este foarte important este să se hidratăm foarte bine, uh-huh, pielea după ce am curățat-o foarte bine, după ce am spălat-o foarte bine. Perfect. Și mai un secret, beți apă multă, că și asta ajută foarte tare, nu numai pentru ten, ci și pentru pielea corpului. E foarte important. Bine, mulțumesc tare mult, mulțumim dacă ați fost alături de noi. Repet, ne puteți lăsa comentarii, întrebări în comentarii dacă mai sunt alte curiozități. Mulțumesc foarte tare, Oana, că ne-ai primit la tine, este foarte frumos. Și sper că anul ăsta să fie cu cât mai puține probleme, cu toate că și pandemia ne-a cam creat peste ce aveam, am mai adus și anumite probleme de ten, dar sper că anul ăsta o să fie mai bine. Și să ne bucurăm de soare și de vară și să nu avem situații neplăcute. Mulțumim tare mult! Nu uitați de like, share, subscribe și ne vedem data viitoare cu un alt invitat!